Așa, pornit înregistrarea. Ramona, astăzi facem o sesiune pentru fiul tău, Andrei, da? Da. Așa. Haideți să mergem un pic înainte de a-l naște. Da? Când tu erai acolo cu burtica și te pregăteai să-l aduci pe lume, da? 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Ești acolo. Spune-mi ce percepi. Simt o emoție, o emoție puternică, unde undeva în gât, așa, în gât, așa. În stomac. Este plăcută sau cum este această emoție? Și da, și nu. Unde este da și unde este nu, pentru că mi-a indicat stomac și gât. Unde simți emoția plăcută? În stomac. Bun, ascultă-mă cu atenție. Uite, o să-ți număr de la 1 la 5, iar tu o să extinzi acea emoție plăcută, o să fii înăuntru ei, înăuntru și în afara ta. Ești în acea emoție plăcută 1 și 2 și 3 și 4 și 5, te învăluie, te simți tot mai bine, din ce în ce mai bine, te relaxezi mai mult și această emoție 1 și 2 și 3 și 4 te cuprinde. Ești această emoție. Spune-mi acum ce percep. Abia aștept să vină. Așa. Abia aștept. Aștept. După atâtea, după atâtea luni de zile. Deci deja știi că este băiețel, da? Da. L-ai văzut la ecograf, așa? Da. Ce altceva mai percepi? Abia aștept să-i vezi fața, nu-i așa? Da. Să vezi cu cine seamănă, nu? Da. Este o bucurie unică în viața unei mame, așa-i? Da. Trăiește-o pe deplin. Haideți să mergem un pic mai înainte, să vedem ce se întâmplă. 1 și 2 și 3 și 4, da? Mi-e frig. De ce ți-e frig? De unde vine frigul ăsta? Dinăuntru sau din afara ta? Percepe cu atenție. Eu sunt cu tine și te ajut. Simt de la picioare, de jos, de la genunchi. Spune acestui frig să plece, da? Și să se adune ghem în fața ta. Pentru că nu-l vrei pe tine. Pleacă simt. Acum. Nu te vreau. Adună-te ghem în fața mea și ghem să stai, spune. Adună-te ghem în fața mea și ghem să stai. Ce se întâmplă? Văd ceva, da, ceva rotund. Da. Ceva gen, nu știu, ca un ghem de ață, de sfoară. De nuiele, da, de sfoară, da, exact. De capete de sfoară, da? Da, are culoarea gri, închis. E foarte înădit, așa, foarte... Spune să-și ia forma adevărată. Ia-ți forma adevărată acum și aici. Ce se întâmplă? Taie puntea emoțională dintre tine și acest ceva, da? Nu lăsa să intre în emoțiile tale. Tu ești în emoția cea plăcută, în bucuria venirii fiului tău pe lume, da? Nu lăsa acest ceva să strice această emoție. Da? Percep ceva de culoare roșie, roz. Spune-ți, am spus să-ți iei adevărata formă. Ți-am spus să-ți arăți adevărata formă acum. Acum. Ce se întâmplă?
Nu reușesc să văd ce este. Bun, lasă-l acolo. Nu-i bai, da? Nu te strădua să vină, tu relaxează, te înconjură cu lumină să nu se poată destrăma și să nu poată pleca, da? Da. A, așa, foarte bine. Haideți să ne concentrăm pe restul tabloului, da? Deci acel ceva a venit și venea pe la picioare, da? Da. De ce venea? Încearcă să-i afli intențiile, să-i le citești, fără să aștepți să ți le spună. Pentru că oricum ele cam mint. Încearcă să-mi pună ceva, să nu iasă copilul în dop. Haideți să te disociezi de scenă, da? Ieși în afară, 1 și 2 și 3 și uită-te din afară, la tine cea de atunci, da? Haideți să Da. lăsăm lucrurile la forma ta de manifestare de atunci să se întâmple, da? Deci a venit acel ceva și a pus acel dop ca să nu poți naște copilul, da? Da. Și atunci trebuie să faci cezariană, probabil, nu? Da. În momentul când pune dopul, așa, uite-te să vezi ce este. Pentru că tu ești aici acum și poți să vezi din afară foarte bine. 1 și 2 și 3 și 4, nu mai știi ce de atunci blocat acolo înăuntru. Te uiți din afară, da? But o ființă oarecum coșată, arcuită, de spate, slabă. Întreabă, apleacă-te asupra ei de sus și întreabă de ce pui acest dop. Tu deja știi răspunsul, dar vrem să vedem ce răspunde ea. De ce pui acest dop? S-a întors cu fața la mine și îmi rânjește. Trimite o palmă energetică peste rânjet, așa un dop să-l japă. S-a strâns oarecum. S-a strâns. Întreabă cine ce a trimis-o să pun acest dop. Cine te-a trimis să pui acest dop? Mantida. Mantida, da? Și ea întreabă, tu ești prost, faci ce spune Mantida, exact așa întreabă. Ești prost? Îmi zice că Aș... da. A, deci este, te-și recunoaște, da? Da. Și spune, uite, eu nu vreau să am de-a face cu cei care se autodeclară, da? Și zi, există o soluție și pentru voi și soluția pentru voi este portal de lumină, da? Prin care scăpați din robiile acestor mantide. Ramona, el este suflet, acest ceva slăbănoc. Vezi lumină de suflet la inima lui energetică, firișor, propriu. Da, puțin, foarte puțin. Da. Este un descarnat, deci unul din acele suflete prinse între dimensiuni, Da. fără corp. Ia, spune acestui biet sufletel, spune așa. Zi, tu nu te gândești că și tu ai trecut printr-o naștere cumva, dintr-o mamă. De ce faci asta? De ce face asta, spunem? Spune de ce te lași manipulat, pentru că și tu ești lumină ca și mine, lumină de lumină pură. N-ai vrea să-ți găsești liniștea? Îmi spune că asta știe să facă. Asta i s-a dat. Spune că eu sunt sigură că tu știi să faci mult mai multe, da? Și că nu ești deloc prost, pentru că sufletele nu pot fi proaste. Spune, am vrut numai să văd ce fel de, după ce fel de programe defilezi. Deschide un portal din lumină pură deasupra lui și arată-l și spune, uite aici tu poți să te aduni să-ți găsești liniștea. Să redevii ceea ce ai fost odată. Să faci experiențe frumoase.
Nu să slujești unor ființe care nici măcar nu sunt suflete și nu te înțeleg cu adevărat. Ce spune? Lasă capul în jos. Spune că nu ești aici ca să-l judeci, ci să-l ajuți, da? Și că chiar dacă el a vrut să facă ceva rău, tu înțelegi din ce cauză a fost determinat și chiar îți dorești să-l ajuți să meargă în lumină, să-și găsească liniștea. Îmi zice că ar vrea să plece. Hai să deschidem portalul în lumină pur. Da. Să plece. Iar pe Mantidon nu o lăsa să intre, să-l apuce până nu este în siguranță, da? Bun. Haideți să lăsăm lucrurile așa cum sunt aici, să ieșim din scena asta, da? A. 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Venim acum în viitor, da? Tu caută și conectează-te cu partea sufletească a fiului tău, Andrei. Și dacă l-ai Da. găsit, așa, l-ai găsit, da? Identifică-l pe baza legăturii tale de iubire dintre mamă și fiu. Da, el este. Așa, foarte bine. Spune că vom lucra cu el și pentru el și îl vom ajuta. Dorește acest lucru? Da, sigur că da. Zice că da, abia așteaptă. Foarte bine, dragul de el. Așa. Bun, uite-te dacă de la umbilicul tău pleacă acea legătură umbilicală spre buricuțul lui. Da, o simt încă legătura. O simt. Cauterizează-o, da? Și spune că canalul corect este prin inima energetică, da? Voi aveți conexiune și acolo, da? Dar el trebuie să învețe și să se dezvolte independent. Ca să nu primească informații prin filtrul tău, ci direct prin filtrele lui. Pentru că poate că acum se află în corpul unui copil de 3 ani, dar el, sufletul, este imortal și a trecut prin experiențe, da? Înțelegi Da. acest lucru? Da, îi transmit prin canalul inimii. Așa, foarte bine. Uite, îmi spui tu că de la naștere a avut un somn foarte agitat. Da. Și acum doarme greu, este sensibil la zgomote. Și nu-i place să stea singur, da? Haideți să vedem iarăși, ne uităm. Nu mai mergem acolo. 1 și 2 și 3 și 4. De ce era agitat? Era cel descărnat în câmpurile lui energetice? Da, s-a implementat oarecum stări de frică, de panică. Se le dea afară. Agitație. Se le dea afară. Unde le ține? În stomac. În plex, da? Să le adune cu mânuțele energetice, frumos, frumos, așa, constructiv. Ajută-l și arată cum să facă lucrul ăsta. Și să le dea pe toate afară. Și întreabă dacă se simte mai bine acum. Haideți să întreb. Spune. Da, îi spun să le adune pe toate. Așa. Hai să întrebăm dacă a venit cu aceste frișii din alte vieți. Da. Spune că acum, uite, zi, acum este o experiență nouă, ai un corp nou și practic ești o altă persoană, chiar dacă ca și suflet ești același, da? Și atunci, tu, ca să poți face această nouă experiență la îndeplinitatea potențialului tău, tu trebuie să te debarasezi de cele vechi, da? Explică-i că s-a mutat, de exemplu, într-o casă nouă, da? Iar lucrurile vechi au izi de mucegai și trebuia zvârlite de acolo.
să facă curat, să le poate pune pe cele noi. De să dea toate emoțiile care ne aparțin acestei vieți afară, încet, încet. Să le conștientizeze una câte una și ajută să le elimine ușor, ușor. Da, scos. Foarte bine, foarte bine. Așa, întreabă-l acum cum se simte. Cum te simți? Mai liniștit. Spune să se culce acolo în corpușorul acelui copil abia născut și să doarmă în sfârșit așa cum trebuie. Și să treacă prin acea perioadă dormind, liniștit, și să vină până în ziua de azi. Și a reglat toate nopțile acelea când simțea agitație și nu putea să doarmă. Și este cu totul altul acum, pentru că a înțeles și a conștientizat toate cauzele, da. Bun, da. Și este din nou lângă tine, da? Așa, haideți să-l întrebăm de ce este sensibil la zgomote. A avut o traumă. Când anume? Haideți să vedem. Haideți să ne întoarcem cu el prima dată, da? Când a simțit în acest corp ușor, mic, de copilaj, de băiețel, în devenire, așa. Dacă, când a fost prima dată, când l-a speriat un zgomot, da? Să te conducă de mânuță, încet, încet, 5 și 4 și 3 și 2 și 1, la primul moment când i-a fost teamă de zgomot, să-ți arate. Cineva a strigat la el. Cine a strigat la el? Haideți să ne concentrăm. Ne uităm cu atenție și pe cine. 5, 4 și 3 și 2 și 1. El este bebeluș, da? Și cineva strigă din afară. Cine strigă? Cuprinde un frig. Nu lăsa să te cuprindă. De unde vine acel frig, Ramona? Ea percepe cu atenție. Din zona chakra 2. Dă-o afară. Spune iar, ieși afară. Ieși afară, acum. Fă-te ghem. Fă-te ghem. Spune dacă mantida aceea este prin împrejurim. Da. Oarecum da. Și ce face mantida aceea de face frig? Se conectează. Deci se conectează. Ea rupe conexiunea și altcel fir cu care vrea să te conecteze, leagă de la picioare până în cap, da? Și pune acel fir să fie foarte fierbinte, da? Fierbinte, fierbinte, să o fiarbă puțin tel. S-a înroșit. Foarte bine. Zi, uite, vezi, tu ai fost rea cu mine și ai vrut să-mi faci frig. Dar eu sunt bună cu tine și te încălzesc. Pentru că știu că n-ai sânge cald ca noi. Ce spune? Îmi spune să o las, să o las mai lejeră, că stă cu minte. De ce ți-a făcut de două ori frig? Nu o lași mai lejer, o ții acolo. Să nu o frigă, dar nici să nu se poată desface. Da? Și spune ea, este a doua oară când mă ataci, spune. Este a doua oară când mă ataci.
A treia oară te trimit în vacuumul galactic, fără discuții. treia oară te trimit în vacuumul galactic. Ce spune? Înseamnă că îmi spune că o să stea deoparte. Foarte bine. O să stea deoparte. Dacă vrea să plece și să stea de tot, de tot, deoparte, spune dacă există contracte sau orice înțelegeri și permisiuni și promisiuni cu partea sufletească a fiului tău, să le dea acum pe loc și va putea pleca pe drumul ei. Dăm toate contractele, dacă mai sunt. Și poți să pleci. Ce spune? 3. Întreabă partea sufletească a fiului tău dacă sunt toate sau minte, pentru că ea știe, sunt contractele ei. Andrei, sunt toate, da sau nu, spune acum. Zice nu și îmi vine 5. Puncte sub puncte, oglindire, antet, subsol și cotor. Acum, dă-le pe toate. Lasă să ceară ea partea sufletească a fiului tău, pentru că sunt ale ei. Andrei, cere pe toate. Absolut totul. Ce se întâmplă? Se face oarecum o pată de lumină. Văd ceva mai luminos. Unde vezi ceva mai luminos? Simt o energie fierbinte în zona, în chakra 2. Așa, foarte bine. Lasă lumina să se extindă înăuntru și în afară, da? Dacă era vreun contract comun cu tine, în moment ce tu simți toate emoțiile. Da. Două. Foarte bine, deși tu te-ai liniștit. De asta ea venea și te scărmăla pe tine. Acum ce mai este? Ea spune, ce simți? Spune-mi și eu te ajut. Simți ceva special? Da, în zona inghinală, Da. ceva care mă strânge în partea stângă. Ia uite-te, uite, ridică-te deasupra ta. 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Și vezi ce este acel ceva. Un arc care mă strânge. Ce caut acolo acel arc? Să-mi producă dereglare hormonală. Și cine beneficiază de efectele ei? Sindrom premenstrual. Ramona, ai avut întotdeauna acest implant sau ți-a fost pus acum de curând? Mi-a fost pus de curând acum. Acum nici 2 săptămâni. Ce Am sângerat, am sângerat. Haideți să dăm timpul înapoi să vedem ce s-a întâmplat înainte, da? Haide, 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Adică, de exemplu, cum a fost posibil? S-a scăzut vibrația dintr-un motiv oarecare. Asta este mai mult ca Da. sigur, cred eu. Din ce motiv? Simțit oarecare frică în Da. momentul contactului sexual cu soțul meu. Din ce cauză? Deci ai perceput ceva din afară, care ceva cu el și îți va transfera ceva sau ceva de genul?
Da. Deci nu trebuie să-ți fie frică, pentru că tu îl iubești cu adevărat, nu așa? Și acum, dacă există mantidele și toate urăciunile astea, asta înseamnă că nu te mai iubești cu soțul tău? Nu înseamnă asta. Asta înseamnă că tu să înveți să-ți păstrezi această energie și să înveți modul prin care interzice acestor ființe să mai aibă acces la energia voastră frumoasă de iubire, nu-i așa? El a avut un sentiment de vinovăție de la el. Și de ce a avut acel sentiment de vinovăție? Poți să percepi de ce? Nu știu de ce îmi vine cuvântură. Nu știu. Dar poate a preluat de la cineva, poate nu e ura lui, tu știi? Și că dacă are chakrele deschise, câmpurile energetice deschise, poate să preia din altă parte. Ia uite, Da. este ura lui. Vinea mamei lui. Și mie mi-a venit, dar n-am vrut să te influențez, da? Ea cheamă partea sufletească aici în față și chiar partea lui sufletească, a soțului tău. Cheamă-le în fața ta și identifică-le, da? Și uite, cu blândețe spune-i părții sufletești ce ai de spus. Spune că și eu sunt mamă la rândul meu și cresc un fiu, da? Și vreau ca binele fiului meu să fie și binele meu. Vreau ca el să fie cât mai bine și dacă el este fericit, fiul tău este fericit cu mine, spune, atunci de ce ai emite așa ceva? Și arată-i ce din jurul ei o determină să facă asta, că și ea probabil are niște entități acolo, da? Da. Și spune, nu este păcat ca să nu trăim în armonie și în liniște cu toții. Spune, uite, eu te iert, dar nu vreau pe viitor să se mai întâmple, da? Și dacă tu ai poftă să stai cu entitățile alea pe tine, stai, dar stai în dreptul tău, nu în dreptul familiei mele. Și spune, vezi tu, fiul tău a crescut și are propria lui familie și propriile lui nevoi. Nu mai este un copilaș. Chiar dacă tu acolo înăuntru tău îl ții ca pe un copilaș încă. Spune, dă-i drumul să plece, să fie bărbatul care știu că poate deveni. Și spune, în momentul când tu o să-l vezi că a crescut și este matur și se descurcă, și sigur și tu o să fii mult mai mulțumită. Ce spune? Nu o lăsa prea mult să stea. Poate că este blocată cu entitățile și nu înțelegi. Adică deja i-ai dat informația, da? Da. Dă drumul să pleci. Cu tot cu Dotă. scrisoare de intenție pentru entități, da? Ce spune partea sufletească a soțului tău? Pentru că ea a fost martoră la această discuție blândă, la această înfățișare, practic, de mediere, da? Ce spune? Vrea să se debaraseze de sentimentul ăsta de control și nu poate. Să taie legăturile cu ea, că dacă le tai, se debarasează. Ludovic, tai acum toate legăturile nebenefice cu mama ta. Așa. Te rog, te rog, acum. Arată-i apoi chestia cu implantul. Spune, uite ce s-a întâmplat, da? Uite ce am permis să existe între noi și iubirea noastră. Simt o durere în partea dreaptă acum, în Hai, uter. haide, concentrează-te să vedem ce este acolo. 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Lasă totul la o parte și concentrează-te acolo. Haide să vedem ce se întâmplă. De ce te doare acolo? Am adunat multe frici. Ia de-le afară. Gata, ai făcut experiența cu el. Ce-ți mai trebuie?
Varsă informația în câmpul comun de informație a sufletelor. Energia emoțiilor ardă. Dă-o pe toată afară. Tot ceea ce ai trăit, tot ceea ce ai simțit. Sunt experiențe. Pune la dispoziția celorlalte suflete experiența ta, transformând-o în informații. Iar tu știi deja, acolo în mintea ta adevărată, în mintea ta subliminală, toate situațiile astea sunt conștientizate și gestionate. Nu pierzi amintirile. Amintirile sunt ale tale și numai ale tale și nu ți le poate lua nimeni. Dar energia acestor emoții nu trebuie să stea blocată acolo în interiorul tău, da? Da. Hai, inspiră și expiră. Cu fiecare expirație elimin tot ceea ce nu-ți aparține, ceea ce nu corespunde momentului pe care îl trăiești în experiența ta. Eliberează tot. Uite, multe suflete țin asta, știi, din frica de uitare, pentru că noi când intrăm în experiențe, știi, intervine uitarea, acea tabula rasa, da? Dar noi trebuie să ne scoatem acest program, da? A intra într-o nouă experiență nu înseamnă că de acum gata, ieși cu vălul pe ochi și nu mai știi și nu mai percepi nimic, pentru că noi știm foarte multe, da? Și este de ajuns să accesăm baza de date din interiorul nostru, care este mintea subliminală, și prin ea supraconștientul colectiv, da? Spune-mi, te Da. rog, dacă tu ca sine ai o legătură bună cu supraconștientul colectiv? Când vine, da. Haideți să vedem dacă Andrei, micuțul Andrei, are această legătură stabilită. Ha! Întreabă Vine. Sirile, așa, Vine, nu. Mi-a venit, nu. să ceară forma lui de manifestare, deci sinele lui de pe această viață, să ceară acces complet și nelimitat, iarăși, la supraconștientul colectiv și spunem ce schimbare se întâmplă. Dacă observ că există vreun impediment de nu se face această legătură, să-mi spui. Uite, observ că se face sau nu se face. Tu ești Nu se observator. face. Nu se Nu face. se face. Înseamnă că mai există un contract care îl îngreuiază sau mai multe sau un implant. Haideți să ne uităm cu atenție la partea sufletească, la corpul energetic. De jur împrejur, sus, jos. Eventual ia-l în brațe, ridică-l în lumină și uite-te dacă mai este ceva între structurile lui. La cap. Ce este acolo la capsulă? Văd ca o energie gri, ceva gri închis. Haideți să întrebăm partea sufletească despre asta, pentru că ea știe. Îmi vine minte. Mintea lui este în formare, de unde a primit paraziți? Ia uite-te, de unde vine legătura energie? Vine de la tine, de la tată sau de la Nu o știu. De terță ce îmi persoană? vin? Mi-a venit de la bun început cu tatăl lui. Păi ia vezi. Este vorba de acele părți în formare, da? Acele structuri care mai târziu îi vor definitiva caracterul, da? Haideți să ne uităm ce preia și pe unde preia. Este vorba de programe. Da. Sunt programe preluate prin naștere, deci în câmpurile morfice. Dau parte. Haideți să ne întoarcem atunci în momentul când tu îl naști, el se naște, da? Hai, 5 și 4 și 3 și 2 și 1, da? El a venit pe lume, da? Cum este micuț și roșu și țipă, da? Așa fac copiii, nu? Da. Așa, bun. Să perceapă sufletelul lui cu atenție dacă deja a luat ceva programe. Da, am simțit adineori nu știu, ca o stare așa de greață.
în zona burtă, stomac, intestin. Preemoțiile lui, pentru că încă este mic și este foarte legat de corpul tău energetic, de asta. Da, De aur. ca un puls electric a fost. Haide să mergem ușor, ușor, te pistăm în cauza acestui puls electric, iar tu te detașezi de emoția asta, da? Ieși afară din ea, 1 și 2 și 3. Vino în poziția de observator, de unde poți să observi și să ajuți, fără să simți neplăcut, da? Hai, 1 și 2 și 3 și 4, te ridici și ești observator. Ia spune-mi, de unde vine acel impuls? Pentru că vezi tu aici, suntem în trecut, tu ai trăit deja toate astea. Ce spuneam noi de emoții, că nu se mai trebuie, da? Da, Nu le aduna. bine să spun inima, Așa. inima lui, chakra inimii lui, inimii lui. Așa, deci a preluat emoții, da? Ia Da. uite-te ce face tatăl, ca și tată fizic, în momentul când micuțul preia aceste energii. Ce stare are tatăl? Este furios, este blând, are energii luate de la altcineva. Tot ceea ce poți observa. Stări de panică că nu crede că va fi un tată bun. Atunci este cazul să-i spui că propriile lui programe nu pot pica asupra sufletelui nevinovat, da? Atrage atenția, să fie atent la stările lui, da? Și dacă le trăiește și convine să le trăiască, să le țină înăuntru lui, nu să le extindă asupra noi ființe venite pe lume, da? După cum o să atrage atenția și părții sufletești a fiului tău, să nu se încarce cu aceste energii, că nu-i aparțin, da? Da, îi spun să le lase, sunt ale tatălui, nu sunt ale lui. De multe ori sufletele, știi, sunt curioase și zice, uite, tata experimentează cu tare stare, ia să mă duc și eu să mă bag acolo să văd cum este, anuleț de creier. Spune că nu este nevoie, are timp în toată viața lui, de acum încolo, să simtă orice fel de stare și să experimenteze prin corpul, prin senzorii lui proprii, orice emoție, da? Da. Nu este nevoie. Andrei, lasă-le. Sufletele, Andrei, lasă-le. Ce spune, le lasă? Să se dezbrace ca și cum s-ar dezbrăca de o haină de el. Ce se întâmplă? Zâmbește. Este mai luminos. Ramona, uite, ascultă-mă cu foarte mare atenție, da? 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Ieși din partea de mama și redevină Ramona sufletelul. Ramona sufletelul, cu tine vreau să lucrez, da? Da. Așa, foarte bine. Am lăsat partea de mamă să-și facă numărul, da? Dar acum trebuie să lucrăm la nivel de suflete, da? Ca într-adevăr să putem ajuta din toate punctele de vedere sufletelul fiului tău, da? Da. Haideți să vedem de ce de aproximativ un an a început să mănânce foarte rău, refuză alimente pe care înainte le mânca. Și spune că îl doare burtica și digestia este dereglată uneori. Tu ce percepi dacă te uiți la el, așa, într-un moment când el a refuzat un aliment? Și spune ce aliment a refuzat, de exemplu. Legume. Așa, legume, da? Bun, ia întreabă de ce refuzi legumele. De ce refuz legumele? I-au fost date cu forța. Cine i-a dat cu forță? Mama lui. Adică bunica, da? Da. Haideți să ne întoarcem cu un pic înainte de a-i da legumele cu forța. 5 și 4 și 3 și 2 și 1, da? Și forma lui Andrei, cu care ai venit tu, Andrei cel de 3 ani, da? Să-i spună Andrei celorlalți mai mic, da? Că uite, bunica ta nu înțelege anumite chestii, da? Nu înțelege că dacă dai cuiva o mâncare cu forța, deci îi poți provoca chiar o traumă, da?
Și pe ea atâta știe, atâta face, da? Dar el, ca sufletel, este informat despre ceea ce se va întâmpla, da? Și nu Da. trebuie să se mai supere sau să-și mai provoace greață, pentru că legumele, într-adevăr, îi fac bine, au fibre, au vitamine, îl crește și devine mare și armonios. Ce spune sufletelul? Îmi spune că le va primi, trebuie un timp să le proceseze. Spune să-și scoată toate programele de ăsta care îl fac să nu se simtă bine când consumă legume. Dacă și-a Andrei, format un autoprogram, știi? scoate-ți, te rog, acum și aici toate programele în privința mâncării. Așa. Nebenefice, tot ce este nebenefic. Spune dacă prin acea forțare s-a întâmplat ceva înăuntru lui și s-a modificat și s-a băgat cumva vreun program de carnivorism. Și de. Da, ceva pe intestin. Ceva ca un nod, s-a înnodat ceva acolo să nu mai poată înghiți, să nu mai poată digera. Se deznoade și să pună lumină să circule pe dinăuntru pe acolo, să se repare. Care dintre entitățile de pe ea a pus-o să facă așa ceva? Uită-te, te rog. Ce soi este? Asta ne interesează. Draconian. Draconian, da? Și draconienii au interesul, deci, ca corpurile oamenii, în corpuri fizice, să mănânce carne, da? Ca să vibreze jos, nu-i așa, pe timpul ingerării și digerării acestor alimente, ca câmpurile lor energetice să se poată suprapune cu ale oamenilor cu suflet, nu-i așa? Da. Da, pentru că îi place carnea ei. Păi sigur că le place carnea. Să scoate toate programele în legătură cu asta, Andrei, da? Poate că Da. în sufletelul lui poate, zic și iar tu mă contrazici dacă nu e așa, s-a dat o luptă acolo înăuntru lui, da? Și de asta îl doare și burtica și digestia este dereglată uneori, pentru că, pe de o parte, fiind un sufletel pur, el știe ce este bine să mănânce și ce nu, și ce are vibrație înaltă și ce nu. Pe de altă parte, are programele astea de pofte nesățioase, deci implementate de alții. Și apoi, după ce le mănâncă, conștientizează și de aia îl doare burtica, poate. Da. El a înțeles ce declanșa acel nod care nu mai este, da? Și dacă nu mai este, nu mai există nici poftele acelea care le-au pus alții în el și nu sunt ale lui, nu-i așa? Da. Și pe viitor va refuza aceste pofte și va spune că nu mi-aparțin. Eu nu identific ca fiind ceva natural. Și atunci nu o să-și mai provoace aceste stări și nici burtica nu o să-l mai doară, nu-i așa? Da. Întotdeauna când o să-l hrănești, adu-ți aminte să-i amintești aceste lucruri la nivel subliminal. Pentru că sigur va înțelege. Da, cu siguranță. Așa, foarte bine. Foarte bine. Bun. Haide acum să ne concentrăm un pic, așa, și să vedem cum a ajuns Andrei ca să fie fiul tău. Dacă a fost o decizie a lui sau dacă l-au trimis în această întrupare. O atracție între tine și el ca și suflet trebuie să existe. Pentru că altfel nu s-ar fi întâmplat acestea, n-ar fi venit la tine, da?
Hai, 5, 4 și 3 și 2 și 1. Informația este peste tot în jurul tău și tu poți să o accesezi cu ușurință, da? A fost trimis din lumină. A fost trimisă. Să aducă trezire, să ne Dragoste. lumineze. Vezi ce misiune frumoasă. Și deși el știa că se pot întâmpla unele lucruri pe parcurs, nu-i așa? Că asta e o lume în care sufletele sunt contaminate și totuși a venit cu intenții pure, vezi? Spune-mi, te rog, câte experiențe ați mai avut împreună? Vine 2 și 6. Ce poate să fie doi? Adică toți trei împreună, te-ai gândit și la soțul tău? Oarecum. Adică doi ar putea fi numărul de vieți tu, Andrei și cu soțul tău și șase numai tu cu el sau invers? Invers numai. 2 cu Andrei. Și 6 împreună. De unde vine ca și suflet? Să-ți arate lumea lui. Să te ia de mânuță și să te ducă acolo. 2 și 3 și 4 și 5 în lumea lui frumoasă. De unde vine? Hai, vrei să te ajut? Da. Hai, ia, uite. Concentrează-te cu atenție, da? Foarte mare atenție. 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Uite, acum afli răspunsul. Ce Praf spune? de stele. Praf Așa. de stele. Ia, ce frumos. Praf de stele. Din care stea? Ego. Așa. Deci ei sunt copii stelari, da? Da. Și au venit să ridice vibrația eterii, așa e? Au Da. venit să pună la dispoziția sufletelor aflate în experiențele grele, deci lumina, căldura, iubirea și experiența lor, nu-i așa? Da. Ce frumos! Câte suflete, la fel ca Andrei, au venit în lotul lui, să spunem? 54. 54, da? Câte dintre ele sunt acum întrupate pe Terra? 32. Haideți să dăm informația la toate. La toate, împreună, eu cu tine și cu Andrei, la toate aceste sufletele. Și spunem ce se întâmplă. Este primită informația noastră? Da. Așa, foarte bine. Da. Oh. Spune-mi, te rog, dacă Andrei își aduce aminte numele lui de spirit. Numele lui adevărat. Tinnitus. Este un spirit cu energie preponderent masculină sau feminină? Masculină. Masculină, da? Așa. Bun.
Cât de experiență au mai făcut pe Terra? 440. Bun. Dar vreau acum să facă experiențele libere. Adică fără programele entităților. Da, este ultima experiență pe Terra. Foarte bine să spună că, uite, arde toate contractele făcute în toate timpurile, spațiile și locurile, pe orice linie din trecut, prezent sau viitor, adevărat, și dintre bolele timpului și a spațiului, adevărate sau false, cu orice entitate de înaltă sau de joasă vibrație, care nu a avut în vedere cel mai bun interes al ei, ca și parte sufletească. Da. Și că acum, în acest moment, intră matricea originală, așa, repliindu-se pe informația originală, refăcându-și toate structurile de ADN, atât eteric cât și din corpul fizic și rescriindu-le cu coduri de lumină pură, așa cum ar fi trebuit să fie de la început. Și spunem ce se întâmplă, ce observ, ce schimbare observ. Eu am văzut de ceva timp, mi-a venit curcubeu. Nu știu de ce. Da, poate că este una dintre acele ființe, copiii curcubeu. Foarte frumos. Bun. Te simți onorată ca mamă că ai dat naștere la un copil care are astfel de suflet. Sigur că da. Spune eu și spune că îl iubești mult, mult. Te iubesc mult, mult, mult de tot și te rog să mă ierți pentru anumite lucruri pentru care nu te-am înțeles ca suflet. Te rog să mă ierți. Iartă-te și tu pe tine însăți. Acum și aici. Așa, elimină tot. Iert. Dă tot afară. Inspiră și expiră adânc. Și cu fiecare expirație te eliberezi și tu, da? Nu trebuie să porți. Spune, mă iert pentru toate situațiile când n-am fost așa cum mi-aș fi dorit să fiu. Mă iert pentru toate situațiile care poate nu au fost așa cum trebuia. Așa. Mă iert și scot pentru totdeauna aceste emoții nebenefice din mine, pentru că acum știu. Mă iert pentru totdeauna. Așa. Din profunzime, dă tot afară. Tot ce Din ai strâns. profunzime. Așa, așa. Dă tot afară ca să-ți fie foarte bine. Foarte bine, da? Acum te înțelegi și pe tine și înțelegându-te pe tine, fiind liniște acolo în interiorul lui, poți fi un mai bun observator pentru alții, da? Haide, așa, așa, eliberează, dă tot afară, așa, așa. Nu-ți mai trebuie emoțiile acelea, nu-ți mai trebuie, dă-le afară. Prea mult le-ai ținut acolo, da? Așa, așa. Așa. Acum inspiră și expiră adânc. Cu fiecare expirație eliberezi absolut tot, absolut tot. Tot ceea ce ai ținut acolo în tine și n-ai putut să... Uite, acum este momentul oportun să dai tot afară, da? Hai, inspiră și expiră. Așa. 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 Foarte bine. În momentul când te-ai liniștit complet, spunem, sunt gata pentru pasul următor. Ești gata? Da. Așa, foarte. Dar să fii gata cu adevărat. Nu numai pentru că te-am întrebat eu, da? Adică să simți că ai eliminat tot. Da? Gata. Foarte bine, foarte bine. Bun, bun, bun. Bun, Ramona. Haide să mergi și tu în matricea ta originară, da? Haide să te reconectezi și tu 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Toată informația benefică din matricea ta originară, da? Haide să-ți trimiți și tu spre toate structurile tale și formele de manifestare, până la corpul și mintea fizică, până la ultima celulă și nucleotidă, toată informația benefică de lumină pură de care ai nevoie, da? Da. Așa, foarte bine, bun. Decodifică-ți și tu tot ceea ce era codificat și ascuns.
Da. Așa. Schimbă polaritatea tuturor celulelor cu vortexurile normale în direcția în care trebuie să fie, da? Și să facă și sufletelul nostru, drag Andrei, să facă și el același lucru, da? Da. Așa. Foarte bine. Acum luați-vă de mânuți, așa, frumos, încet. Și haideți să mergem în sus, să înființăm necondiționate, da? 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Haide, aruncați-vă în vindecare. Trimiteți această vindecare în toate formele voastre de manifestare, la toate formele de sine în care te manifesti și tu și Andrei. Haide, informația schimbării, în lumina pură, în pozitiv, în bine, în coduri de lumină pură. Oh, ce bine este. Așa, foarte bine, foarte bine. Bun, în momentul când sunteți gata, vă faceți acel morfon, îl puneți în buzunarel, da, forma de manifestare pentru viața asta. Așa. Intra în zona chakrei a doua, se Așa, vindecare. așa, așa, așa. Pune multă lumină acolo. Cât poți de multă, cât îngapi. Ce cald este. Așa, așa, lasă această senzație plăcută să te cuprindă înăuntru și în afară, în Plex afară. și un Așa, plex. așa, așa, foarte bine. Chakra inimii. Așa, foarte bine, foarte bine. Vai, ce cald este. Atât de cald și de atât de fierbinte este. Așa, așa, foarte bine. Vezi, lasă senzația asta să te cuprindă înăuntru și în Simt afară. vindecarea până în ultima celulă a corpului meu. O simt. Așa, așa, foarte bine, foarte bine. Până în ultima celulă vreau. Așa, peste tot, oriunde. Să iasă tot ce nu-ți aparține afară. Gata. Așa, uite-te la Andrei, la micuțul Andrei, dacă a făcut același lucru. Se învoluie lumină, se învârte în continuare. Foarte bine, foarte bine. Să vă rescrieți din morfon, da? Vă rescrieți toate programele nebenefice. Tot ceea ce este autoprogram limitativ, programele nebenefice de la alții, părțile și programe. Și de la tine, Ramona, ce ai primit de pe la părinți, ca educație în viața ta, de la bunici, la prietenii care nu erau pe aceeași vibrație, dar ți-au folosit ca să înveți, desigur. Tot ce este prin programe, dar fără o faceți o reciclare, el are mai puțin, că este micuț ca vârstă terestră, dar tu probabil mai ai și tu. Probabil, zic. Așa, rescrie-le, rescrie-le. Și când, în momentul când ți-ai pus și trage de telomer, arată și lui cum se repare telomerul, să-l lungiți-l fiecare dintre voi cât vreți voi de mult. Atât timp cât vrei tu, cam cât vrei să ține experiența. Și dacă nu ești decis în acest moment, lasă așa în aer și nu mai repară, da? Și vei reveni la rescrierea acestui program, da? Mi-a venit Așa. 103, 103. 103. 103. Așa. Din moment ce îți pui programul de tonus, tinerețe, elasticitate, nu-i așa? Atunci 103 tu vei arăta ca la 30. Na. Nu-i așa? Da. Și vei avea putere și vigoare și tot ce luciditate, tot ceea ce trebuie. Bun, foarte bine. Când ați terminat de scris asta, bineînțeles și programul de ieșire din Matrix, da? Pe care de câtva timp l-am înlocuit cu o chestie, deci în programul și gentuța de ieșire din Matrix, am făcut un buton cu declanșare automată. Și acel buton cu declanșare automată
deschide o parașută și te aduce cu toate informațiile. La prima găurică de ieșire din Matrix. Așa. Și aici, în acest program, în această parașută, acum avem și programul de tăiere a liniilor cu Mama Terra în momentul când ieșim din experiența asta, da? Da. Apropo, uite, haideți să ne uităm la liniile genetice ale lui Andrei. El poate să se uite de aici acum, pentru că are o stare de conștiință înaltă acum. Avea și înainte, dar era puțin blocat. Așa, spune-mi, te rog, dacă are linii genetice false. Doi și trei îmi vine, nu știu de ce, doi, trei. Păi sunt false și naturale, da? Care două sunt false? False. Două false. Două false, să le ardă complet, da? Spune-mi dacă vine ceva pe linia genetică de la tată. Dacă făceau parte. Da. De la tată. Să cauterizeze până la nod. Și să spune, eu fac experiențe după informația pe care o primesc din conștiința universală și din sinele meu cel mai înalt. Nu o să mă las influențat ca și sufletel în această existență de karmele lor false și mincinoase. Da? Da. Așa. Liniile genetice naturale cauterizate și agățate de sursa primordială a iubirii necondiționate. Da. Vezi că nimic nu se pierde, toate sunt acolo la locul lor, numai că noi o să le accesăm în momentul când suntem ieșiți din siguranță, din acest loc un pic mai dificil, să spunem, da? Decât altele, da? Bun, foarte bine. Deci am aflat anumite cauze, da? Îmi spui că a avut de curând o răceală, ca un guturaj și a rămas cu o sensibilitate strănută des. Haideți să vedem această cauză. Acum poți să-i ceri sufletelul informații, pentru că el are o conștiință înaltă și îți poate răspunde. Iritație. Iritație de ceva, de cineva. Tu știi că copiii la această vârstă prea au stări de la mamă, ia vezi ce prea lua de la tine. Da, uite, eu. Față de cine te-ai răcit tu? Și te iritai? Poți să-ți răspunzi în sinea ta. Adică să conștientizezi, nu se trebuie să mi-o spui. Da. Și să percep că în acel moment copilașul prelua, pentru că până la 7 ani ne preiau stările noastre, fiind foarte legați. Aura dacua lui este comună, vezi, încă. Adică, practic, constituiți încă o singură ființă până el împlinește 7 ani și își formează sistemul lui propriu, da? Ca și cum ați avea un corp emoțional comun, vezi? Da. Da, știu. Foarte bine, dacă ai conștientizat de acea emoție afară, da? Așa, dă emoția afară și explică-i, da? Explică-i încă o dată că el acum este un sufletel conștient, da? Și că poate să experimenteze alături de tine, dar îi aducem aminte că are timp o viață întreagă să trăiască aceste emoții și la timpul lor, da? Nu de când este bebe și trebuie să se bucure de viață, de orice gâză, de orice adiere de suflet, de orice floricică, de orice culoare, gust, miros și orice. Nu-i așa? Este la începutul unei noi experiențe, da? Să se învețe să o trăiască liber și frumos, da? Nu prin programele ancestrale pe care le-au avut părțile sufletești aici pe Terra, da? Pentru că, uite, el și-a reformat și a scris programul lui pe bază de lumină pură, da? Și acum are alte informații de vibrație mai înaltă, informații mai bune, conectate la conștientul colectiv și la supraconștientul colectiv. Și poate să-ți înțeleagă și ție stările emoționale, da? Fără să le mai peria, pentru că
El tocmai și-a curățat câmpurile morfice prin morfă, nu-i așa? Ia uite-te la câmpurile lui morfice din trecut. O privire retrospectivă și spune-mi cum sunt acum. Le văd pline de lumină, dar o lumină verde deschisă, verde deschisă. Păi dacă așa este, așa este energia lui, ia uite-te. Da. Fiecare eman o energie anume, deci el este și curcubeu, dar culoarea este dominantă verde, probabil un verde frumos, crud, fistic, cum iarba crudă, nu-i așa? Da, exact. Da, fistic e. Fistic. Înseamnă că are foarte mare, cred, eu spun și tu mă corectezi dacă nu e așa, legătură cu natura, cu tot ceea ce înseamnă deschidere spre natura, nu e așa? Da, mi-a venit să zic, nu știu, ceva și de plante. Așa, foarte bine, sigur. Energia plantelor, clorofila, energia lor frumoasă, verde, da? Deci, până la urmă, este adecvat locul unde s-a născut Andrei, nu-i așa? Nu-i așa că el corespunde vibrațional energetic cu locul unde este născut? Da, e, da, pentru el, da. Și vezi de ce a trebuit și tu să ajungi aici? Vezi? Da. Bun, foarte bine. Acum spune să-și alinieze structurile energetice, subtile, partea eterică, conștiința și sufletul într-o unitate indestructibilă cu corpul și cu mintea fizică, da? Să-și armonizeze vibrația, să dea drumul la fluxul de informații și spune cât la sută din nanoboții lui benefici sunt activați acum. Nouă sute optzeci. Nu știu de ce mi-a venit. Da, de la 1 la 1000, nu ți-am spus eu o scală, da? Tu ți-ai ales-o. Bun, foarte bine. Deci, practic, 98%, da? Roman, Ramona, tu îți dai seama cum o să crească copilul tău fiind liber? Față de Da. noi, celelalte generații, față de tine, față de mine. Pentru că el de micuț are toate la locul lor și-a rescris programe. Spune acum, te rog, să se conecteze cu sinele cel mai înalt, 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și fă și tu lucrul ăsta, te rog. Așa. Spuneți-i sinelor cel mai înalt să elibereze prin canalul vostru pur adevăratul potențial al vostru, maxim. Iar voi, din forma asta de manifestare, acceptați ceea ce sunteți acum și definitiv. Acceptați toate darurile Universului. Eliberați-vă potențialul pentru această viață. Descătușați-l și lăsați-l să se împlinească, da? Primeșteți Da. darurile, primeșteți darurile, Ramona. Acceptă-le, acceptă-ți darurile, Ramona. Și ai Le grijă și accept din așa. profunzime. Așa. Și el și micuțul Andrei să facă la fel, da? Le vreau pe toate, mi le doresc acum pe toate. Așa. 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 Foarte bine. Hai să vezi cât de repede se schimbă lucrurile în viața ta după asta. Pentru că degeaba suntem ceea ce suntem dacă nu acceptăm potențialul nostru, ceea ce putem fi, ceea ce de putem realiza și de ce suntem în stare. Bun, foarte bine. Haideți să-i mulțumim micuțului Andrei pentru această călătorie frumoasă. I-ați rămas bun de la el, da? Ne-am îmbrățișat deja. Așa, foarte bine, foarte bine. Așa. Haideți să aruncăm un ochi de jur împrejurul tău. Adă energie de la spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terea. Puneți-o prin tălpișoarele voastre, lăsați-o să se manifeste în fiecare ceacră, curățându-o și unu, se învârte fiecare ceacra voastră și doi, se învârte și se aliniază cu ceacra 1 și 3, se învârte, se curăță complet, se aliniază cu ceacra 1 și 2 și 4
Se învârte, se învârte, se aliniază. Așa, hai, continuă tu. Cinci, se învârte, se învârte. Așa, așa, așa. Se aliniază. Șase, uite ce ceacă frumoasă e la șase. Parcă o pâlnie, parcă o floare. O zorea din acea mare, mare. Așa. Șapte, se învârte, se învârte, se învârte. Așa. Faceți-vă se aliniază. Așa. Toate ceacrele deschise până în sursa mamă, da? Toate sunt canal de lumină pură, da? Și auriți totul în jurul vostru. Deci puneți lumină în jurul vostru, pe obiectele voastre, pe mașina ta, dacă ai peste tot, înăuntru și în afară. Totul se purifică acum. Da? Da. Așa. Pune o perdea deasă din perde de lumină și oricine intră la tine în casă să-și lese entitățile și proastele intenții afară. De acum înainte, da? Da. Așa. Nu intră de această perdea picior, nas și fir de păr de entitate și de piele. Nu intră nimic. Așa să fie. Spune prin voința mea așa să fie. Prin voința mea așa să fie. Este spațiul meu propriu și așa doresc. Este spațiul meu propriu și asta doresc. Așa. Foarte bine. Foarte bine. Bun, acum. Haide, deschide un canal sau să-și deschide el sufletelul. Să se ducă la corpul fizic, da? Parcă zăresc că doarme așa. Doarme cu fălcuță în sus așa și e obrăjorul roz. Roz, așa. Da, 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 dragă, las, așa, foarte bine, foarte bine. Are ochii albaștri. Fizic. Poate a fost și prin Atlantida pe acolo și ți-a dus pe și știi că atlanții nu sunt un soi în sine, știi? Vin din Pleiad. E blond și cu ochii albaștri. Bun. Foarte bine. Iar acum tu reglează structurile. Ramona, pune-te și tu în armonie, da? Ascultă-mă cu atenție, încăușul palmelor tale energetice, o energie proaspătă și pură, care îți dă vigoare și putere, ca o apă răcoroasă de izvor, de munte, de acolo, de la voi. Și clătește-ți ochișorii și fața și gâtul și împrospătează-te, da? Și du această răcoare peste creștetul capului, lasă-o să curgă de jur împrejurul corpului tău fizic. Și acum o să număr de la 1 la 5 și când vă spune 5, tu vei deschide ochișorii în ritmul tău firesc, păstrând toate schimbările pe care le-ai făcut în timpul acestei sesiuni, da? 1 și 2 și 3 și 4 și 5, deschide ochii.